Bună dimineața! Da, am dormit și noi și a trecut noaptea, așa-i? Da. Și acum am dat drumul la toată familia. Da. Da? La toată familia. Miki, ce faci, mă? Miki! La toată familia am dat drumul fix, se alerge și ei, da? Eu o să mă duc să le fac curățenie. S-a urcat! S-a urcat, da, uite-l acolo. Nu lua de perete, Lică, tu, dimine că te strâng de gât. Te zici? Că și așa voi mi-ați făcut pereții în multe locuri. Trebuie să stau cu ei, să am grijă, că știai jale, că ăștia mărei amici încă nu rod. Unul dintre ei m-a mușcat de nas cu dințișorii lui așa mici și dulci. Dar nu doare deloc. Am băgat o pătură la spălat, i-am dat drumul să se și usuce. O mai am și pasta de spălat, doar că am băgat aici să nu intre ăștia după mașina de spălat. Da? Da, roade-mi asta, roade-o. Păi, dar ce vrei să faci? Să mănânci, așa-i? Nu-i voie, mă! Nu-i voie. Ce faceți, mă? Plângeți după mami? Mami vostru a plecat, da? Uite-o că a venit înapoi. Să nu-i dai lui Michi să mănânce căpșun sau kiwi, că nu are voie. Iubesc-mă. Te iubesc. Uf, Doamne, zici că sunteți niște puișori din aia de găină. Ate iade. Iară roade. Pleacă de acolo, mă. Oprasnicule. Haideți la mine, hai, haide. Băgați-vă aici. Că bine, ce frumoasă. Ce frumoasă stă. Uh-huh. Ce frumoasă. Uite, de ce tu l-ai tot cu pași în spate? Ia uite-l pe ăsta ce mă roade aici. Rama foto, fii atent la el. Haideți la mine. Ceapa ta stă și mâine. Te obrazni. Dă de jos și pleacă de aici. Pleacă de aici! Pleacă de aici! Pleacă, 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 pleacă! Ce faci, mă? Ia uite-mă cum vrea să mă... Hai, Michi! Hai! Du-te la familia ta! Du-te la familia ta! Du-te la familia ta! Du-te la familia ta! Hai la mama! De ce nu vrei? Haide! Aici. Asta vrea să plece. Daisy vrea în camera acolo la locul ei. Michi a tulit-o. Și pui pe mine. Uite-te la el, mă. Uite-te la el, mă. Mă, brațnicule, mă, iară mănânci carton, mă. Mă, iară mănânci carton, tu vrei să mori? Tu vrei să mori? De ce rost toate cele? De ce? Pucuța m-a mușcat de picior. De ce râs? De aici. Hai la mama. Aici m-a râs. Uite șoricelul ăla mic. Șoricelul ăla mic. Ce faci? Miki. Miki. Acum fugi. Daisy. Ții, mama. Ce vrei tu ochiul să duc? Ce cu tine, mă? Ce cu tine, mă? Hai, uite.
Dar de ce trebuie să ridici bluza? Tu ai grijă și fii atentă, nu te neci. Te-ai necat cu căpșună? Wow, ce sus a sărit! Aici. N-am reușit să o filmez. Sus de tot. Ea vrea în cameră. Ea vrea la cușca ei. Da-te-o, mamă. Uite, mocuța asta frumoasă. Ia uite ce frumoasă e. Dar nu înțeleg cine mă roade. Mocuța. Mocuța, uite pe mocuța. Ce pe toată dandă băiatul ca Michi roade la perete, mă. Da, păi l-am văzut. Ei îmi strică pereții. Ei strică mie pereții, da. Da. Deci, fata ochioasa se bagă numai aici și ia și mă roade de picioare și de pantaloni. Ală, mama. Ală, mama, tu, Michișor frumos. Hai, coace, nu pleca, nu pleca. Nu mai roade! Mă! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Da, vezi, fata rost, papucii! Cine e asta, mă? Cine îmi roade, mă, tableta, mă? Cine? Uite și asta îți roade Adidas-ul. Măi, mă! Uite, tante l-a căzut jos! Treci de aici! Michi, treci de aici! Treci, 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 că te rup urechile! Aici stau de pază! De ce îmi rost tu tableta? De pază, nu te mai lasă pleci. Nu te lasă pleci. Nu, nu mușca. Nu strica tot. O sări până aici. Nu mai roate tableta, ce aveți cu ea? Pentru amiază am pus să fac niște legume congelate. Mie, sincer să fiu, nu mi-este foame. Nu am poftă de mâncare și am pus o cutiuță cu legume din astea cu unt de la Lidl. Copiilor le place foarte, foarte mult. Și aici la aparatul ăsta am pus niște pulpițe. Chiar sunt curioasă de rezultatul lor. O să vă arăt și vouă. Arată aici cum trebuie făcute. Am pus la 180 de grade între 15 și 22 de minute. Acum o să le opresc imediat, să văd dacă mai este nevoie de ceva. În cazul în care mai e nevoie de câteva minute sau așa, le voi mai lăsa. Și o să vă arăt și vouă cum e. Sunt chiar foarte, foarte curioasă și vreau să testez și cartofii. Dar din ce am înțeles de la voi, cartofii noi nu ies atât de bine precum ar ieși cei congelați. Dar o să încerc și să vedem cum or să fie. Trebuie să mă ducă să scot o pătură sau uscat și să dau clătire, apoi să bag o altă pătură. Așa. Pătură și o perniță, pernița cu care dorm eu. Fără perna asta nu pot să dorm. Bine, nu neapărat asta, orice perniță mică, numai să fie o perniță, să am eu o pernă sub cap. În rest, perne din alea mari nu folosesc. O las aici și o să vin să o împachetez eu imediat. Dar nu punem acum, iubitule, din ăla Lenor sau de rosă. Te chem eu, da? Te chem eu imediat, că o să băgăm o păturică la spălat. Copiii de obicei își pun sos de soia peste legumele astea. Lor le place. Bine, și mie îmi place. Deci vreau să vă zic că a ieșit niște pulpe. Sunt curioasă la gust, dar cum arată. Tot uleiul s-a lăsat. Bine că eu nu le-am pus ulei decât când le-am condimentat. Dar s-a lăsat acolo de desubt și sunt super bune. E foarte bună, nu? Și Marc are o perioadă în care ea rămâncă sufletul băiețelul ăsta. Nu pot să-mi dau seama ce-i cu el. Doamne, să te duci odată la grădiniță, să stai acolo să faci zâmbrele astea, că m-am săturat până în gât, nu mai rezist. Ce-i cu tine, Marc? Ce e? Ce părere în cap.
în suc, ce cu tine de ești așa muțăit? Ce cu tine? Și ce e fain la acest aparat, nu miroase în casă deloc a mâncare, absolut deloc. Cel puțin la pulpe, nu știu la altceva. De obicei când prăjesc pulpe sau le bag la cuptor sau orice aș face, miroase foarte tare. Și nu am deschis geamul, că am uitat, m-am luat cu alte pe aici. Nu am niciun pic de abur în casă, geamurile nu s-au aburit deloc. În schimb, dacă aș fi făcut în ceaun sau la grătar, cred că era jale și fum și tot ce vrei. Și mă uit cum mi-a crescut părul. Și mi se vede, asta e nuanța părului meu, deci cu fire așa blonde. Eu am culoarea părului cum o are Sally și Marc, așa e culoarea mea. Și de obicei la orice vopsea aș băga în cap, că e roșcat, brunet sau orice, cred că la blond nu s-ar vedea atât de urât. Nu am răbdare să înceapă cu... El e foarte mulțuit, e foarte mulțuit, eu nu știu ce să-i fac lui. Și eu trebuie să ajung la Penny să cumpăr... clor, Pampers. În timpul zilei nu-i mai dau Pampers, dar noaptea, da, e nevoie. Cel puțin dimineața aveam un Pampers plin și aici m-am mâncat ieri pe mine să sparg aceste puncte negre. Mi se păreau mie că sunt și mi-am făcut sem aici, aici și plus aici. Ia uitați, aici. Da, așa mi se pune mie câteodată pata și trebuie să le strivesc. Uite și ariciul ăsta la mine. Îmi păr în cap. Macu, când tu îndem băiatul să-i faci în freză? Că avem mașină nouă. Și mama e... Patru tu, mama, de ce? Mai vreau una. Păi ia, uite că sunt acolo. Luați și mâncați. Mai două. Mai sunt două, patru pulpe au fost. Știi că nu fac multe, că nu le mănâncă. E puțin mare, nu mănâncă deloc, cărniță. E la zi de mămosie, doamne, Sally nu era așa mămoasă. Era și ea iubăreață și așa, dar parcă era așa mai independentă. Asta e mămos, așa, să stai toată ziua cu el, să-l bibilești. Și dacă pleci într-o altă cameră, mama, vitai cu mine, tata, vitai cu mine, să stai cu el tot timpul. E bun? Poți să-l pornesc? Îți dă mama imediat, îți dă mama cărniță în guriță? Nu? Vrei legume? Frișcă! Este! Hai să vedem! Tu, dar nu vă fac poză! Da. Și nu era de acasă. Marc, zici care placa pusă, zici că bună dimineața, ce faceți? Am dormit și noi. Da, iubirea mea, bravo. Am ieșit și noi afară. Vezi să nu calci în rahăței. Hai, să mergem. Mergem să ducem gunoiul la Penny. Și apoi, nu știu, pe aici, printre blocuri, că e ciudat. E destul de rece, destul de frig afară. Păi mă duc în casă și să văd ce mai reușesc să fac. Că dacă mâine voi fi plecată, duminică, sărbătoare, ce mai e la dispoziție așa săptămâna viitoare, că cealaltă săptămână... De fapt, nu cred că e săptămâna mare, nici nu mai țin minte, trebuie să mă uit pe calendar. Da, ba, de fapt, ba, da, că... Haide! Învierea Domnului va fi sâmbătă și da, va fi săptămâna mare. Mai fac și eu pe aici, pe acolo, câte puțin. Azi puțin, într-o zi puțin și tot așa. Vreau să mă duc să-mi fac curat în lada de la Colțar. Cuțulică, te-ai pierdut, mama! Lada de la Colțar, să scot, să scutur, să aspir. Și apoi cred că pe la bucătărie mai fac prin dulapuri pe aici, pe acolo. Că la suprafață oricum voi face și fac săptămânal, dar acum trebuie să mă acces pe lucrurile astea interioare. În dulapuri, tacâmuri și ce mai e de făcut pe unde n-am mai umblat la curățenie. Bat două pisici.
Nu mai pune mămica mâna. Hai că tu ai o... Vezi, poate iară pui una pe răhățel ca altă dată. Ei, da, bravo, mă bucur că... Nu vrei să pui mâna? Mă bucur că ai avut instinctul de a te da într-o parte. Hai! Uhu! Cred că ăsta e primul copăcel înflorit, care îl văd și eu la noi în cartier, cel puțin că în Brașov eu nu am mai văzut. În rest, uitați copacii cum sunt la noi, nu au înflorit. Nu e absolut... Stai că vine mașina, frână. Stai să treacă Bibiu. Hai că te lasă. Mulțumim. Hai pe aici. Uitați copacii la noi. Abia începe să înflorească. A fost foarte frig la Brașov. Din câte am văzut în alte orașe pe internet, au înflorit copacii deja și arată atât de frumos. Mi-am înghețat mâinile așa de frig. Îmi țin mâna pe telefon și mai cu mâna asta altă îmi țin punga. Sper să nu uit bicicleta pe la Penny. Hai! E mizerie, mamă. Așa e la gunoaie. Ce se face? Se face mizerie. Bate un vânt rece. Sată? Dacă poți. Ia să văd. E poță, uite, e poță de înceacă. E dat sălingă înghețată? Da, și e bună, a zis, și e bună. Așa a zis Mini că e bună, dar de unde ți-a lins Mini? Cum a lins? Ia să văd. De aici, din față, nu din față, din față. Din față. Da. Ia arată cum a lins Mini. Dă cu limba tu, arată. Așa a făcut Mini? Da. Dar să nu-i mai dai, da? Că o doare gâtul. E ca dinții. Da? Înghețata o papă doar Marc? Albăstrică? Doar Marc papă înghețata? Da. Mini? Hoațo? Mama, uite, mama e ca cu ea. Ai atunci ca eu... Să-i deschid gura lui Mini? Da, că a căzut dinții. I-a căzut dinții? Da, dar ție ți-a căzut înghețată pe jos? N-a căzut, că stă aici. Stă aici și Mini a lins din înghețata ta? Da. Hai, suie-te la masă ca să nu-ți mai lingă înghețata. Mini, nu vine așa pe mine. Am venit de la Penny. Nu vreau așa, da, Mickey, că e a mea. Ia tăi, da. Vreau să vă spun că Marc a făcut treaba mare de 2 ori pe el astăzi. Ieri a făcut treaba mare de 3 sau de 4 ori, nu mai țin minte. Acum am fost la Penny și am pus un Pampers, că tot zicea că face și cred că a făcut ceva în pantalon, trebuie să mă uit la Pampers. Haideți să vă arăt ce am cumpărat din Penny. Dacă ar fi să... Hai încoala, să-i facem poză lui Mickey imediat. Dacă ar fi să aleg între Pampers și ăștia și cei de la Lupi lui din Lidl, clar ăia sunt mult mai buni. Dar... Noi la Lidl nu știu dacă vom ajunge cel puțin mâine sau astăzi, nu știu cum va ajunge soțul meu, va ajunge ori în seara asta, ori mâine dimineață, ori la noapte, ori habar nu am. Și nu avem cum să ajungem să luăm Pampers, mâine vom fi pe grabă să plecăm și am cumpărat ăștia de la Bebelino, oricum sunt foarte buni. La ofertă nu mai avea Pampers de la marca Pampers și am luat așa, mărimea 5. Am mai cumpărat această șuncă sau ce-o fi el, mortadela, fragedă cu carne de porc. Mie așa ceva nu-mi place. Selena o preferă și ea mănâncă așa ceva. Am dat 6,69 lei pe șuncă. Pe Pampers am dat 33 de lei și 90 de bani. 4 plicuri de conservă la pachet pentru Mini, 6 lei și ceva. Am cumpărat copiilor niște tortellini, că Selena mă buzie de ceva timp că își dorește tortellini și i-am cumpărat ăștia cu mozzarella, mi se par cei mai buni. Am dat 6 lei și ceva pe ei. Mai cumpărat aceste granule pe care am dat tot vreo 6 lei. Le-ați mai văzut la mine.
Folosesc destul de des așa ceva, mai ales cum îmi cade părul la cadă, folosesc și la chiuvetă la bucătărie, cam în astea două locuri. Mai pun și la chiuvetă la baie, dar mai mult la cele care le-am menționat. Sunt foarte, foarte bune. Salam sârbesc de la Fox. Pe ăsta am dat 4 lei. Șuncă Praga de la Fox 5 lei. 5 castraveți, dar nu știu cât am dat pe ei. Usturoi, la fel, nu știu cât au costat. Două înghețate în formă de pepene. Una e selene, una lui Marc. Clor, 3 lei și ceva. Înghețata, nici nu știu cât a fost. O pungă de cartofi congelați, 5 lei și ceva. Saci de gunoi, 1 leu 30. Am cumpărat pentru gunoiul de la baie. Cașcaval Hochland, cel mai bun cașcaval. Ieri am avut un cașcaval la rotiță și am dat vreo 5 sau 6 lei. Amar la gust, foarte oribil. Ăsta a fost 10 lei 99. O pungă de chipsuri care au costat 5 lei și ceva, de la Lay's, cele cu sare. Și două săpunuri, eu n-am mai văzut până acum această marcă. Sense, am dat 1 leu și 4 bani pe unul. Dar vreau să vă zic că miroase nemaipomenit de bine. Am luat două. Mai avea și cu castravete, dar ăla nu m-a dat așa pe spate. Pe tot ce am cumpărat aici, am dat 106 lei. Mie mi se pare mai nimică dacă stau și mă gândesc tot ce arăt eu aici pe masă și alea două produse. Dar astea sunt prețurile. O să bag înghețata Selenei că se va topi. În seara asta vom face tortellini și vom mânca eu cu copilașii. Și pentru mâine trebuie să văd ce mâncăm. Nu știu dacă vom mai prinde ceva de amiază, dar de dimineață vom mânca micul dejun și probabil pe la vreo 11-12 vom pleca. Încă nu știu, ia să văd ce face Marc, că el sigur umblă cu peleți. Ia pe Da, păi vrei peleți. Astăzi am dat cu aspiratorul aici. Ce face iar? Nu le mai da mamă, că nu mănâncă. Nu mănâncă așa ceva. Uite aici, doi. Aici e Daisy. Ia să vedem. Aici e Mickey. Și încă doi puișori, unul lângă mama lui și cred că și al doilea lângă mama lui, dar nu se vede. Hai să mergem că tu ai făcut ceva în pantalon și trebuie să schimbăm băiețelul. Vreau să vă zic că mi s-a opărit foarte tare la funduleț. Din păcate, lustră, plânge, nu vrea să stea să-l dau cu cremă. Și zice că-l doare și când îl dau cu cremă, chiar nu pot să-mi dau seama de ce. Probabil a avut treaba mare, scaunul mai tare, mai... Chiar nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Dar mai ales că el nu stă cu Pampers și nici nu știu dacă Pampers-ul e cauza de a opări un copil. Nu știu. Nu am avut treabă cu opăritul foarte mult, foarte des am avut, dar puțin. Dar nu cred că din cauza Pampers-ului. Cred că și din cauza ceea ce le dăm de mâncare. Din cauza laptelui matern, asta mă refer la bebeluși, când erau bebeluși, nu acum. Doar numai papățiții acum. Hai zi, mergem! Hai să mă ajuți! Hai să mă ajuți! Să vedeți ce băiat cu minte a fost... Hai repede la... uite, îi dai numai fân pe aici. Să vedeți ce băiat cu minte... Hai repede! A fost Marc la Penny, m-a ajutat și mi-a pus usturoiul și castraveții în punguțe. Da, el m-a ajutat, a fost foarte harnic. Hai să-ți dau o farfurie sau ce să-ți dau? O mai mănânci? Mai mănânci înghețata? No, bine, hai, las-o aici că-ți dau o linguriță. Hai, hai aruncă la gunoi. Bagă acolo bățul. Dă mânuțele în coajele și spălăm. Poftim. E bună? Hai să iau și eu lucrurile să le băgăm la loc. Oare de ce a lipit această chestie? Ziceți-mi și mie dacă știți. Expiră mai repede sau de ce? A pus, mă gândesc că un semn. 28-7-2021. Cade, dacă ți-am zis să mănânci ca un cățel și n-ai vrut.
chiar sunt curioasă, de ce se lipesc aceste acțibil de pe unele produse din Penny în special, la Lidl, nu știu. De fapt, am mai văzut și la Lidl, acolo e când bagă ceva reducere, dar asta chiar n-a fost la reducere, deloc. Ce cu părul ăla în cap la tine? Tu îndem băiatul astăzi? Da. Și tață-mă cu apă, mină tață-mă cu apă. Păi dacă mă lași să te tund astăzi, îți fac baie cu apă. Da? Da. Vrei? Bine! Bravo, bate palma. Wow! Wow! Și pumnul. Și cotul. Și cotul. Bravo! Bună ziua, bună miniața! Bună, Marc! Bună mama! Bravo, frumosule! A fost bună înghețata? Da! Mai-ți cumperi? Da! Da? Da! Și mamă nu bombate și mai ceată. Ce ți-a dat nenea de la pază bomboane? Da, nu te-a certat, iubirea mea. Era un aparat din ăla care are bomboane de la Skittles, un dozator sau cum să-l numesc, și venise paznicul și a zis: vezi să nu apeși de ăsta că o să cadă bomboane, las că-ți dă nenea câteva bomboane și ia și mănânci. Și Marc a înțeles că l-a certat, dar nu l-a certat chiar, dar nenea ăla, că ați văzut de obicei la tonomatele alea, M&M, Skittles, mai cad bomboane pe raftul ăla de plastic și i-a dat nenea, a apăsat acolo, a curs câteva bombonele și a luat și a mâncat. Dar bine că n-a tras de aparatul ăla, de mânerul ăla, să cadă multe bomboane. Îmi aduc aminte acum nu știu cât timp m-am dus la Penny sau la Carrefour. Mama. Nu mai am de unde să-ți dau, chiar nu mai am. Și... Mama avea chipsuri. Îți dau chipsuri. Mi-a fost poftă de chipsuri și nu puteam să mă decid, erau atâtea chipsuri acolo, zic dă să le iau pe cele cu sare, că noi de obicei ne certăm, că ăla vrea o aromă, ăla o aromă, și până la urmă le-am luat pe cele cu sare. Și am fost într-un magazin, dar chiar nu mai țin minte, Penny sau Carrefour, și vreau să vă zic că un copilaș a luat și a tras de mânerul ăla, de aia mi se par mie niște dozatoare făcute, nu știu, foarte prost, ori nu mai pui să vinzi la 100 de grame, ori bagă-le, frate, nu știu, în punga lor. Na, mai sunt momente în care tu ca părinte te duci și te uiți să vezi un lucru și copilul își face de cap. Și s-a dus acel copilaș și a tras de mânerul ăla. Măi, și când au căzut de-a bomboane de acolo, din dozatorul ăla, fratele meu, și n-au căzut doar în raftul acela de plastic, a căzut și pe jos. Era femeia săracă atât de speriată, se rușinase, nu știa ce să facă. Era, nici nu vreau să-mi imaginez cum era, dacă eram în locul ei. Și nu știu, ar fi trebuit să fie ceva făcut, o schemă gândită special să nu umble copiii, că un copil vine, trage de mâner și clar ca toate bomboanele alea. Să fie ceva făcut care să nu-l ducă capul să deschidă, să doar părintele să știe ce e de făcut. Vreau chipsuri, vreau telefonul, vreau aia și eu vreau. Și eu vreau, Marc, multe vreau, dar nu, uite, știi ce am uitat să mă iau și eu un cola. Nu mai am, cred că o gură de cola, nici aia nu știu, că mai e în frigider, răsuflată. I-am dat să mănânc niște chipsuri, o să mănânc și eu, dar cred că mai încolo, care mi-era poftă, dar acum mă apuc să fac alte treburi, că dacă mă las... Așa, păgubașă, nu mai reușesc să fac nimic și așa mă apucă lenea, nici ăstea, nu mai am chef să le pun la loc. Mulțumesc! Mulțumesc! Să mănânc și eu una! Mamă, ce bun e! Îți place? De să-i dau și lumini, nu dai? Unul mai mic. Ăla l-am ochit și eu, să știi. Ăla, mersi! Oh, i-a căzut. Bravo, Mini, papăl. La locul tău. Hai, du-te la locul tău, fată. Du-te la locul tău, la locul tău. S-a dus, mamă, uite, ai văzut că a fost cu minte și m-a ascultat. M-a cuprins o lene, dar nu mai am niciun chef. Nu mai am chef să fac nimic. N-am chef, mamă. Nu am chef nici să pun produsele la locul lor.
nu am chef să fac nimic. La Herceai nu m-am mai uitat nu știu de când. Nu zici așa, n-am chef, n-am chef. Să nu mai zic n-am chef? Da, că mă vezi pe mine. Te enervezi pe tine? Da. Mă enervezi pe mine? Da, nu mai zici așa, că nu am vorbit cu tine. Nu mai zic, dragă, că n-am chef. Nu mai zic nimic, nimic nu mai zic. Sunt o fetiță cu minte. Mar se uită la desene sau la mașini? La ce se uită? Când face poc, da. A, face poc? Da. Uite. Mamă, super. Ieri, nu mai știu, pe la vreo șase? Șase sau nu știu. Mersi! Nu mai știu cât era ceasul. Îmi terminasem tot. Cred că 6 era când am terminat pizza sau 6 jumate. Nu mai țin minte. Oricum terminasem tot. Mie mi s-a părut destul de devreme. 6, 6 și ceva. Să fiu terminată cu treabă, cu rufe, cu tot, tot, tot. Și chiar am zis, măi, o să mă iau și o să mă uit și eu la un episod din filmul ăsta. Că mie place foarte mult acest film și chiar sunt curioasă ce se întâmplă. Și îmi place mult de ei ca actori. Dar de unde? Ce am mai reușit? A venit frate mi-a stat aseară la noi până la vreo 9 jumate, 10 fără nu știu cât. Am mai făcut teme, m-am epilat, m-am pensat, ce am mai făcut eu pe aici pe acolo. M-am băgat puțin în pat, m-am băgat în pat și m-am băgat puțin pe telefon, am mai răspuns pe Instagram, pe Messenger, pe unde am mai avut de răspuns. Și n-am mai reușit să mai mă uit la niciun film. Era cred că ceasul vreo 11 când m-am pus să dorm, cădea ochii în gură. Și am zis, nu mai, n-ar rost să mai stau, că dacă iau și mă întărât, am stat toată până la 2 sau 3 dimineața să mă uit la filmul ăsta. La începutul episoadelor, nu mai țin minte cât am vizionat atunci, dar eram turbată, vreau să văd ce se întâmplă, eram atât de curioasă și tot mă uitam. Și am zis că nu mai iau să mai mă uit, că sigur o să-mi fie somn. Așa mă enervează că... Așa mă enervează la părul creț și cred că orice fată care e creață natural sau își face părul creț pățește la fel ca mine. Dacă nu-mi intră diascame prin păr, nu știu, fratele meu, cum, de unde, de-a tare ciudat și trebuie să stai să te chinui, să le scoți. Uite și la asta stau și mă chinui acum că nu reușesc. Și trebuie să ai grijă să nu strici crețul. Stai, Marc, când vine să strănut și vine strănut rău. Da. Ciu, mulțumesc, Marc. Nu plâng. Te iubesc. Dar Marc a crezut că mami plânge? Nu plânge, mami, de ce să plângă? Nu plânge, mami, iubirea mea. Tu ce mai vrei? Dă-i jos, luminii. Așa. Mai am 20% baterie pe telefon și mă enervează că numai la asta pot să stau și să mă uit. Nu mai vreau, mulțumesc. Chiar nu mai vreau acum că mi-e sete foarte tare. O să-mi pun un pahar de apă minerală. Marc împarte chipsurile cu mine. O gură el, o gură mini. Ce urât am putut să-mi fac eu aici. Foarte urât, urât de tot și mi-am mai făcut și aici sub sprânceană, dar uite că se vede. Și aici, foarte urât, ca să nu vă faceți așa când vi se pare că aveți ceva. Mai bine lăsați că trece, bine, trece de la sine. Nu mai vreau. Ce mai va te încurcat așa aici? Trece de la sine un coș. Ții, mama! Dar punctele negre nu, alea nu e sigure niciun caz, deci alea chiar trebuie să le scoatem, doar că nu știu dacă a fost un punct negru sau ceva, pentru că nu mi-a ieșit decât un lichid, așa, stil ca puroiul, nu mi-a ieșit un punct negru sau un punct alb, când apeși pe el, știți cum arată, la mine n-a ieșit decât un lichid. Dar aici, așa, am luat și le-am strâns și n-a ieșit nimic din ele și mi-am făcut și semnul ăsta urât. Vă ziceam că... Mă, dar ce bine miroase aceste săpunuri. Zii, mama, dar nu mai vreau, iubirea mea. Sense. N-am mai văzut săpunul ăsta. Ori a apărut de acum, ori nu l-am mai văzut eu. Dar miroase tare bine. Mai am vreo 20% baterie pe telefon.
și cred că câtva la sută din cască, că nu mai am baterie nici la una, nici la alta. Și cu ocazia asta îmi bag telefonul la încărcat, îmi strâng ăstea și mă duc să-mi fac curat, măcar în lada aia, că deja se duce ziua și n-am reușit să fac nimic. Bine, am reușit să fac așa ce fac și în fiecare zi, dar să fac ceva curat special pentru curățenia de primăvară sau înainte de Paște sau cum o fie, n-am reușit să fac nimic. Nimic. Ce mini, ce mai cauți acolo tu? Tu. Am pus să fac niște cărniță de porc. Mi-a trimis soacra mea o bucată de carne că a tăiat porc și mi-a trimis și mie o bucată și am pus să fac. Am primit și șoric. Am mâncat, dar am mâncat foarte puțin că e deja târziu și nu vreau să mi se aplece. Dar este foarte, foarte bun. Și mi-am făcut curat partea asta, mi-am spălat asta. Deci vreau să vă zic că până și prostia asta de fructieră avea grăsime pe ea. Deci până și asta. Mi-am șters frigiderul exterior. Ăsta l-am șters și pe ăsta. Acum trebuie să-i mai prind magneții. Frigiderele pe interior le voi face săptămâna viitoare sau cealaltă. Nu știu. Cuptorul la fel. Mi-am făcut toată partea asta. Dacă vedeați ce am pățit, Doamne, dacă nu m-am supărat atât de tare... Eu mi-am adus anul trecut ulei de măsline din Grecia și l-am depozitat în sticle, în astea ambalate în folie de aluminiu. Mi-am luat și mi-am făcut curat aici, am scos tot și o sticlă plină cu ulei de măsline, era pe gresie, am dat cu ceva din greșeală în ea, mi-a căzut, mi s-a spart și mi s-a făcut toată partea asta plină cu ulei și s-a dus și sub mască. Și dacă n-am șters, știți că uleiul e păcătos, dacă nu venea să plâng, de nu mai puteam. Mi-am făcut și aici și în dulapul ăsta am luat și am spălat toate sertărașele astea, doar că mă enervează foarte tare, nu știu dacă și voi pățiți. Mai tare urât, oricât ai luat și ai spăla chestiile astea, atât de urât rămâne de la apă și doar le-am luat și le-am șters și furculițele și toate cele, dar de la calcar rămâne foarte, foarte urât. Și toate sertărașele astea le-am făcut, am scos tot, le-am aranjat și aici la prosopele și la punguțe, la folii, la tot. Deci partea asta toată am terminat-o în afară de cuptor. Până și partea asta aici unde țin niște tăvi și aici am luat-o și am făcut. Aici am partea asta de jos, mai am cuptorul. Am partea asta, la altă dulapul ăsta l-am făcut zilele trecute. Aici o să mai am ăsta de vase, la fel am făcut zilele trecute, dar ăsta îl fac o dată pe săptămână, poate chiar de două ori, că nu știu, mi se prinde așa o mâzgă de el și nu suport. O să mai am de făcut faianța, cănile le-am spălat ieri, faianța, astea le-am spălat, la fel sunt curate, expresorul o să-l mai șterg, expresorul celălalt, cu toate că l-am șters, că am făcut cafea zilele trecute, dar așa e în capul meu să le fac. Cutia de pâine și apoi toată partea asta de sus o să o fac săptămâna viitoare, când seara asta nu mai am nici chef și oricum aici am de lucru, că să stai să scoți toate paharele, știți că am foarte multe pahare, căni, oale și toate cele, mi-a destul de mult timp, cel puțin la zona paharelor, pe deasupra să șterg. Și ce aș mai avea de făcut? Frigiderele. Mai am deasupra frigiderelor, tot așa de șters, acolo să văd dacă o să fie soțul meu, dacă nu trebuie să trag măsuța asta pe mijloc, altfel eu nu ajung. Și acolo se depune foarte multă grăsime și frigiderul ăsta pe deasupra și cuptorul cu microunde. Și asta ar fi gata bucătăria. Dulapul ăsta l-am făcut la fel și pe el tot zilele trecute. Dulapul ăsta l-am făcut și pe el, dar cred că voi mai lucra puțin înăuntru și după el să-l șterg, că eu am mai umblat zilele, deci în el am făcut cred că acum vreo 2-3 săptămâni, nu mai țin minte, dar în momentul în care scot câte ceva și umblu, fac dezordine și trebuie din nou. Până și aici s-a mai făcut dezordine, că în momentul în care mă apuc eu sau copiii să scoatem câte ceva, se face dezastru, dar oricum e curat. Că s-a mai făcut așa o dezordine, nu-i problemă, iese curățenie înăuntru. Și apoi camerele. La dulapurile cu haine, o să mai am de făcut, am făcut și lada de la colțar, lăzile, care două lăzi le-am făcut,
Mai am de făcut în vitrină, în sufragerie, pe acolo, la în partea de jos, la dulap. Na. O să mai am de tras frigiderele, mașina de spălat, faianța toată de la baie. Aia la fel o să am nevoie de soțul meu dacă va fi săptămâna viitoare sau așa, să-i dau să mă ajute că o șterge de sus în jos și el ajunge, mie mi-e greu. Și da, pe aici pe acolo mai tragem un dulap, la jucării, mai ce mai găsim. Dar stresul meu cel mai mare este bucătăria din toată casa. Pentru că aici am cuptorul, frigiderele, cuptorul cu microunde, plus pahare și toate cele. Tacâmurile, astea mi-erau un stres să spăl toate tacâmurile, să le șterg și să le bag la loc. Astea am avut un stres foarte, foarte mare. Și v-am și zis că mă enervează că le-am luat și le-am spălat, le-am șters, dar tot rămâne PTP unele dintre ele. Dar nici nu mai stau să mai magit că nu vine nimeni la control și în capul meu știu că le-am spălat și sunt curate, restul nu mai contează. O să fac și o mămăliguță, să mâncăm cu cărniță. Șoricul o să iau să-l pun, nu știu, într-o caserolă și cu sare deasupra să nu prindă mâzgă din aceea. Și în seara asta aveam un plan să fac tortellini, dar nu mai fac, dacă am primit carne e păcat. Soacra mea a tăiat porc astăzi și am zis dacă tot am primit cărnița asta proaspătă. Ea mă chemase să mănânc la ea, dar era deja târziu. Deja la ora 8 trebuie să fim în casă, la noi în Brașov. Nu știu în alte părți cum s-a dat legea, dar la noi în Brașov, începând de vineri, inclusiv duminică, vineri, sâmbătă, duminică, la ora 6 se închid toate magazinele și la ora 8 nu mai avem voie să ieșim pe stradă decât cu un motiv întemeiat. Spital, servici și ce știu care mai sunt, ce mai ai de făcut. Nu știu dacă ai voie să ieși cu cățelul, dar nu cred. Că zice că de ce nu l-ai dus la 8 sau până în 8 seara. Și aș vrea să-l tun pe Marc, să vedem cum este mașina nouă. Deși l-am tuns pe tata și mașina e super, știu că merge bine, dar să vedem și la Marc, că la el trebuie să stau să bibilez mai mult. Să le fac baie și să mă bag și eu în pat. Sunt destul de obosită și aș vrea să văd dacă reușesc să mă uit și eu la film turcesc, deși nu cred, este 8:25, din păcate vom mânca destul de târziu și carnea de porc nu e chiar atât de ușoară, e cam grea, dar să știți că o am pe foc de la ora 7 și 8 și încă nu s-a făcut și nu cred că voi reuși să văd și eu un episod în seara asta. Aș fi băut acum o bere cu lămâie, fără alcool, menționez, sau din aceea cu smeură sau un par de cola, dar nu am niciuna din păcate. Dacă vă aduceți aminte, în trecut eu cumpăram câte 10-20 de doze din alea ciuc cu smeură, dar acum în perioada asta a iernii și a frigului parcă nu m-a mai atras să beau o bere rece și nu am mai cumpărat, dar de acum trebuie să-mi cumpăr și bere și suc să mai am, că uneori mi se face poftă și acum am așa o sete, am niște arsuri, nu știu, probabil de la polpițele alea care le-am mâncat la amiază, cred, nu știu, de la condimentele alea și cred că de la sosul de soia, că am pus în legumele acelea care le-am făcut niște sos de soia și cred că de la alea. Și apropo, Marc a dormit de la ora 6 până la 8 fără un sfert, deci imaginați-vă ce seară voi avea eu. Poate cu ocazia asta să zicem că pot să văd și eu un film din Herceai. Soțul meu s-ar putea să ajungă în seara asta sau mâine dimineață, încă nu știm. Dacă ajunge la Sibiu și îl descarcă, hai că vin acum, dacă îl descarcă în seara asta de la Sibiu, ajunge acasă în seara asta, dacă nu trebuie să stea la Sibiu până mâine dimineață să-l descarce și apoi să vină să ne pregătim să plecăm la Cristian. Da. Mâine a anunțat mai cald decât astăzi, vreo 13-14 grade și mă bucur că mergem acolo la casă, la curte, vor sta copiii în grădină, se vor juca și s-a trezit foarte mâțit, foarte mâțit și nervos. Elena se joacă cu Irina în cameră, Marc e foarte mărit și nu știu cum o scot la capăt cu el. Ioi!
Voi, Doamne, că mi s-o ars și carnea din cauza la acest copilaș. S-o ars carnea cu totul. Ia uitați-l ce nervos îi. Și aici e gata, Meliga. O să o răstorn, să mâncăm. Nu, fără un sfert. Iui, ce e? Iui, că m-ai făcut cu nervi. Uite, așa s-a trezit el de mulțuit. Nu-i convine nimic, vrea numai în brațe. Dar ce e? Ce e? Dragilor, o să închei acest filmuleț. Gata, am încercat să-l calmez, nu vrea niciun fel. Am întrebat dacă îl doare ceva, nici nu zice, nici că da, nici că nu, nici nimic. Nu știu ce cu el. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi și vă doresc un weekend minunat. Pa, pa!